Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la Câștigați! Acum sunt Ziana Buruiană și astăzi este weekend, sâmbătă după amiază, este vremea potrivită pentru câștiguri. Așadar, cu fiecare apel la 1208 achiziționați un cupon digital în valoare de 2,38 euro, ce poate fi utilizat în magazinul nostru online www.outletshop.com. Așadar, prețul apelului este de 2,38 euro. Pentru a valorifica cupoanele de pe www.outletshop.com, trebuie să selectați mai întâi produsele pe care doriți să le cumpărați. Norocosul achiziționar de cupoane digitale va câștiga două produse și va fi conectat la TV. Avem aceste lame depilat pentru sprâncene, utile atât pentru doamne cât și pentru domni. Le puteți găsi, bineînțeles, pe site-ul nostru și cu fiecare achiziție a unui astfel de cupon digital puteți să participați la jocul nostru de astăzi. Astăzi, ce aveți de făcut este să găsiți orașul românesc. Pentru 30 de lei, dragii mei, trebuie să așezați aceste litere care se mișcă. Vedeți cât de ele se plimbă. Avem 4 litere care alcătuiesc numele unui oraș mare, unui oraș cunoscut de la noi din țară. Așadar, primul dintre dumneavoastră care va reuși să așeze aceste litere, vreau să-mi dea un semn la 1208 și poate câștiga chiar acum 30 de lei. Așadar, haideți să vedem care să fie orașul care se află chiar aici lângă mine. Am 2 de A, am un R și un D. Dumneavoastră trebuie să le așezați în ordinea corectă. Vedeți că ele se mișcă, uitați-le, parcă patinează. Se tot mișcă, dar cineva, unul dintre dumneavoastră, să vedem cine va aranja astăzi și aceste litere și va a reușit să găsească numele unui oraș. Ei bine, astăzi mi-am propus, am mulți câștigători, am venit cu multe jocuri foarte frumoase, cu multe premii, însă haideți să vedem acum cine va fi primul nostru câștigător de astăzi. Uitați-vă foarte bine la litere și să vedem cine a găsit deja primul oraș românesc pentru 30 de lei. Vreau să vă aud foarte, foarte repede la 120, vreau să vedem cine își achiziționează chiar acum un astfel de cupon digital și va fi primul meu câștigător într-un minut. Dragii mei, aveți un ceas de un minut, 3, 2, 1, cronometrul pornește chiar acum, așa că este momentul ca dumneavoastră să porniți cu un apel la 1208 și să fiți dumneavoastră primul meu câștigător. Orașul alcătuit din aceste litere este, haide să vedem cine poate să așeze literele astfel încât să obțină numele acestui oraș de la noi din țară. Mare, mare atenție! Vă vreau aici în 37, 36, 35 de secunde. Vreau să vorbesc cu un câștigător. Repede, repejor, să vedem care este acest oraș românesc pe care dumneavoastră îl cunoașteți. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnule! Ia să vedem la ce, care este orașul? Arad! Arad! Foarte bine! Arad! Aveți 30 de lei pentru Arad! Într-adevăr, Arad este primul oraș pe care astăzi îl avem la acest joc foarte, foarte drăguț. Am avut deja un domn câștigător, felicitări! Iar noi mergem mai departe. Alte litere se află aici, parcă sunt la hockey, după cum le vedeți. Vedeți cum se mișcă, parcă se mișcă pe gheață aceste litere. Avem 30 de lei și avem 40 de lei în acest moment. Este vorba despre 5 litere. 5 litere care se mișcă în continuu, dar dumneavoastră puteți să le prindeți și să le puneți în ordinea corespunzătoare pentru a alcătui numele celuilalt oraș românesc. Un oraș românesc. Foarte bine, am premiat deja pe domnul de mai înainte. Acum să vedem dacă va fi o doamnă sau va fi un domn, cel sau cea care va câștiga cu orașul care tocmai ce a apărut. Aveți litera S, litera B, litera I de două ori, aveți și un U. Poate că este chiar orașul în care locuiți. Este orașul dumneavoastră acesta? Ia verificați, ia uitați-vă un pic. Este cineva din acest oraș? Eu am o prietenă care locuiește acolo, pe care o salut cu mare, mare drag. 40 de lei așadar vă aduce în acest moment orașul alcătuit din literele de pe ecran. Fiți foarte atenți, puneți-le, notați-le pe o foaie de hârtie și vedeți cum le așezați să fie în ordinea corectă. Într-adevăr, imaginea joc, literele se mișcă, sunt un pic mai greu de prins, ca să zic așa, și să vedem cine poate să le așeze totuși în ordinea corespunzătoare.
Așadar, norocosul meu achiziționar de cupoane digitale va câștiga două produse și va fi conectat la TV. Nu uitați, avem aceste lame de pilat pentru sprâncene, foarte utile să le aveți în poșetă, în geantă, în mașină. Selectați-vă produsele de pe www.outletshop.com și introduceți-vă numărul dumneavoastră de telefon în câmpul cupon digital. Haideți să vedem acum cine va fi următorul meu câștigător, pentru că astăzi mi-am propus să am 5-10 câștigători, cât ține emisiunea, să am foarte, foarte mulți câștigători la acest joc. Însă trebuie ca dumneavoastră să așezați literele în ordinea corectă și să obțineți, bineînțeles, numele unui alt oraș. Un oraș mare, un oraș cunoscut de la noi din țară. Aveți doar 5 litere, așa că lucrurile cred eu că sunt destul de simple, nu sunt foarte multe litere. Dar, într-adevăr, literele se mișcă. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Bună ziua! Mă numesc Zoie, doamna, din Sibiu. Doamna Zoie, sunteți chiar din Sibiu, doamna Zoie, mă bucur să vă, reaud. Ia să vedem care este soluția. Soluția este Sibiu. Sibiu, exact, orașul dumneavoastră, doamna Zoie, aveți 40 de lei pentru Sibiu. Foarte, foarte bine, mă bucur tare mult că ați revenit. Doamna Zoie a mai câștigat și alte premii. Haideți să mergem mai departe, pentru că mai avem un oraș pregătit. V-am spus eu, poate că este cineva chiar din orașul, orașul de pe tabla mea. Ei bine, de data aceasta, ia uitați-vă ce se întâmplă acolo, sunt mai multe litere care, bineînțeles, că se mișcă, Ia să vedem câte litere sunt. Sunt 6 litere, un pic mai mult. Aveți 50 de lei de data aceasta. Nu doar 40, aveți 50 de lei pentru orașul care se află chiar aici pe tabla mea. Deci să vedem cine poate să găsească și acest oraș. Îmi place tare mult de dumneavoastră. Am avut un domn câștigător, am avut o doamnă câștigătoare și acum să vedem cine oare să fie cel de-al treilea câștigător al meu de astăzi. Îmi place când am mulți câștigători. Așa vă vreau, este sâmbătă după amiază, este vremea potrivită să fim împreună aici la Câștigați acum, să fiți alături de mine și mai ales să fiți câștigători. Asta este cel mai important. Haideți să așezăm aceste litere în ordinea corespunzătoare. În total sunt 6 litere. Sunt un pic greu de urmărit, așa că sfatul meu este să vi le notați pe o foaie de hârtie, iar apoi să reușiți să combinați și să aud de la dumneavoastră care este orașul care se află aici pe tabla mea. Poate este cineva din acest oraș sau poate că stați în apropierea acestui oraș, care mult mi-ar plăcea să aud pe cineva care este din, ia să vedem care este orașul care se află astăzi pe tabla mea. Avem 2 de A, avem un D, un R, un E, un O. Dumneavoastră trebuie să le puneți în ordinea corespunzătoare. Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, cum vă numiți? Romario. Ia să vedem, domnul Romario, care este orașul? Arad. Arad. Nu este Arad, nu pot să cred, Arad era primul oraș, dragii mei. Nu este, era Oradea, Oradea, dragii mei. Oradea era orașul care se afla acum, îmi pare tare rău, dar fiți atenți, pentru că trecusem de mult de Arad. Wow! Ia uitați-vă câte litere! Trebuie să folosiți toate aceste litere pentru a găsi numele următorului oraș. V-am spus că pe măsură ce avansăm, lucrurile se mai complică. Așa că acum este nevoie să folosiți toate aceste litere pentru a alcătui numele următorului oraș. Alo, bună ziua! 0-6. Nu vorbesc cu un robot, vreau să vorbesc cu cineva hotărât să câștige. Am 50 de lei în acest moment pentru orașul care se află chiar astăzi pe tabla mea. Sunt ceva destul de mai multe litere de data aceasta, dar să vedem cine poate să găsească și numele acestui oraș. Cred că sunt cam 10 litere, sunt greu de urmărit, ce-i drept. Până acum am avut orașe de 5, de 6, dar
De data aceasta este vorba despre un oraș din 10 litere. Fiți atenți, pentru că trebuie să folosiți absolut toate aceste litere pe care le vedeți că se mișcă pe tabla mea. Trebuie să le puneți în ordinea corectă, iar numai după ce ați reușit să le aranjați corespunzător, apoi dați-mi un semn la 1208, pentru că abia așteptă l-am pe următorul meu câștigător. Am avut până acum 2 câștigători, am avut și un răspuns greșit. Însă, haide să vedem, nu ne dăm bătuți, cine este totuși cel de-al treilea câștigător al meu, cine poate să găsească și acest oraș. Alo, bună ziua! Alo, sonor! Dragii mei, ce faceți? Ce faceți? Fiți mai hotărâți! Îmi pare rău, trebuie să arătăm soluția. Soluția era Caransebeș. Caransebeș era soluția la acest joc. Iar noi vom merge mai departe. Premiul pentru acest oraș este de 100 de lei. 100 de lei în acest moment am dublat premiul, dar într-adevăr sunt multe litere. Uitați-vă foarte bine la acest oraș. Poate că este cineva din acest oraș. Trebuie să folosiți, bineînțeles, toate aceste litere, multe litere, pentru că jocul s-a complicat, într-adevăr. Acum este vorba de tot așa, cred că, câte litere, ia să vedem, câte litere, 9 litere, dragii mei, da, destul de multe. Au fost și 2 răspunsuri greșite, nu știu cum să facem, pentru că eu vă dau un ceas de 2 minute. Acest oraș, vreau să vă spun, este foarte important, este din 2 cuvinte. Nu este ca și Oradea, ca și Arad dintr-un singur cuvânt, este la fel ca și Cluj-Napoca, din 2 cuvinte. Da. Orașul meu este din 2 cuvinte. Haide să vedem, în acest moment vă pot oferi 200 de lei și 2 minute în care dumneavoastră să fiți aici cu acest oraș din 2 cuvinte. Începem în 3, 2, 1, 2 minute, pornesc chiar acum. Haide să vedem, cine pornește? Cine pornește chiar acum către câștig? Haideți să vedem, au fost 2 răspunsuri greșite și 1 minut și 40 de secunde. Haideți să vedem, cine poate să ajungă cu acest oraș din 2 cuvinte? Vă las să vă concentrați. Uitați-vă foarte bine la aceste litere. Aveți litera T, litera I, U, E, Ș, R, G, U. Dumneavoastră trebuie să le așezați în ordinea corespunzătoare. Dar fiți atenți, este un oraș din 2 cuvinte, așa cum este Cluj-Napoca, dar nu este un oraș cum este Arad, cum este Oradea. El are 2 cuvinte, așa că mare atenție, pentru că mai aveți un singur minut în acest moment, 1 minut și 4 secunde, în care să fiți aici cu acest oraș. 200 de lei. Sunt gata, pregătiți să vină către dumneavoastră, dar către cine să vină acest premiu? Mare atenție, uitați-vă foarte bine la aceste litere. Haideți să vedem, cine cunoaște acest oraș? 40 de secunde. Haideți să vedem, poate cineva să găsească acest oraș? Au fost 2 răspunsuri greșite. Haideți să vedem, 33 de secunde. Grăbiți-vă, dragii mei, dacă vreți să câștigați chiar acum. Haideți să vedem, orașul pe care noi îl căutăm este, mare atenție, cine poate să ajungă aici în 20 de secunde? Am mare nevoie de răspunsul dumneavoastră. Orașul pe care noi îl căutăm, 11 secunde, 10 secunde, 9 secunde, cine vrea să câștige 200 de lei în acest moment? Timpul trece, timpul a trecut, dragii mei. Haideți să fie din acest moment, nu 200 de lei, să fie 300 de lei. Ce? 400 de lei! 400 de lei în acest moment! Premiul se dublează pentru că, într-adevăr, este un oraș mai greu. Este vorba despre un oraș din 2 cuvinte, așa că nu oricine poate să găsească un astfel de oraș. Până acum a fost simplu, Arad, Oradea, dar de data aceasta, orașul meu
este din două cuvinte. Toate literele sunt la vedere, numai că literele noastre, vedeți că se tot mișcă, se și suprapun una peste alta, unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, așa că trebuie să încercați să vi le notați pe toate pe foaie de hârtie, iar apoi să separați cele două cuvinte, să vă dați seama despre ce oraș să fie vorba. V-am spus, poate să fie, nu știu, chiar orașul dumneavoastră, poate că este cineva dintr-un astfel de oraș. Haideți să vedem. Cine totuși poate să-l găsească? Am avut două răspunsuri greșite, însă nu ne dăm bătuți, nu-i așa? Eu cred că totuși cineva poate să rezolve și acest joc, chiar dacă este un pic mai greu. 400 de lei însă sunt gata pregătiți să vină către unul dintre dumneavoastră. Am avut deja doi câștigători, am avut și două răspunsuri greșite. Dar poate că vorbim de un profesionist astăzi. Este sâmbătă după amiază, toată lumea poate că este acasă în fața televizorului și atunci am nevoie de cineva foarte, foarte bun, care se pricepe și la acest joc. Chiar dacă este un pic un joc mai greu, sunt multe litere, se mișcă, sunt în total 9 litere, dar eu zic că nu este imposibil, nu-i așa? Eu zic că este posibil să le așezați în ordinea corespunzătoare. 400. Producția. Vă rog, dați-mi o literă, ca să vedem cu ce să începem. Nu știu că vreau să știm de unde începem cu acest oraș, pentru că este într-adevăr mai dificil. Haideți să vedem. O literă vreau, o literă. Primul cuvânt se termină în U. Deci orașul pe care noi îl căutăm are primul cuvânt se termină în U și al doilea nu știm. Deci știm sigur că primul cuvânt se termină în U. Este foarte important. În momentul în care dumneavoastră puneți pe foaie de hârtie toate aceste litere pe care le aveți, știți că primul cuvânt al orașului nostru se termină în U. Haideți să ne concentrăm. Haideți să vedem acum cine poate să găsească acest oraș care se află aici. Ia să vedem. Așezați corespunzător literele astfel încât să puteți obține numele acestui oraș românesc. Cu mare, mare atenție, dragii mei, uitați-vă foarte, foarte bine la aceste litere. Primul cuvânt se termină în U. Asta este foarte important că avem acest indiciu. Haideți să vedem, este din două cuvinte, nu este la fel ca Arad, nu este la fel ca Oradea. Este un oraș, la fel cum este Cluj-Napoca. Haideți să vedem, tot din două cuvinte. Primul se termină în U. Ce să fie oare? Este cineva care locuiește într-un astfel de oraș? Este cineva care, nu știu, a fost în vizită într-un astfel de oraș? Așezați literele, v-am spus. Puneți-le așa pe foaie de hârtie, puneți U, vedeți-l aveți de două ori. Deci mai puteți să mai folosiți încă o dată. Poate că la al doilea cuvânt. La primul deja vedem că se termină în U. Mai avem un Ș, un T, un R, un G, un I, un R, un E, un M, încă un U. Avem destul de multe litere pe care dumneavoastră le puteți utiliza. Trebuie să folosiți, da, toate literele, toate, numai că este nevoie de două cuvinte. Din aceste litere puteți alcătui două cuvinte. Orașul meu este din două cuvinte, nu doar dintr-unul singur, ca până acum. Este un pic mai dificil, ce-i drept, dar nu este imposibil și premiul este pe măsură. 400 de lei. Producția, vă rog, încă o literă, pentru că vreau să fim siguri. Ia să vedem, vreau să fim siguri de răspuns. Mai ne puteți da încă o literă? Ia să vedem, încă o literă, am nevoie de încă o literă. Mă! Foarte important, foarte important să știm că cel de-al doilea cuvânt începe cu litera M. Primul se termină în U și al doilea începe cu M, iar în acest moment premiul nostru crește de la 400 la 600 de lei. 600 de lei. Haideți să vedem. Aveți soluția corectă? Colegul meu are soluția corectă?
Este adevărat? Nu. Ce poate să fie? Satul Mare? Nu este Satul Mare, nu? Nu, colegul meu credea că este Satul Mare. Nu este Satul Mare. Nu. Nu, Satul Mare nu. Alt oraș în afară de Satul Mare. Tot la fel, se termină în U. Al doilea cuvânt începe cu M, dar nu este Satul Mare. Nu. Altceva. Ia să vedem. Bine, dragii mei, vă ofer în acest moment, mare atenție, vă ofer 800 de lei. 800 de lei. 800 de lei sunt gata, pregătiți să vină la dumneavoastră 8 milioane de lei, pentru că nu este Satul Mare. Nu. Poate că mulți dintre dumneavoastră s-au gândit că este Satul Mare, dar nu. Vedeți că noi trebuie să folosim tot așa dragi. La Satul Mare nu este litera G. Și nici Ș este S, de aceea nu putea să fie Satul Mare. Litera G nu există la orașul nostru. Orașul nostru conține și litera G, vedeți? Și conține și R, conține și Satul Mare, S, Ș. Acolo am un Ș, nu am un S. Haideți să vedem, haideți să ne uităm, pentru că este foarte important să folosim literele de pe ecran. Da, doar pe acelea trebuie să le folosiți, pentru ambele cuvinte din care este alcătuit acest oraș. Deci, primul cuvânt se termină în U și al doilea începe cu M. Deci nu este Satul Mare. Haideți să vedem. Folosiți și G-ul, folosiți și U-ul, pe care la fel U-ul nu îl are Satul Mare. Haideți să vedem cine poate să găsească chiar acum acest oraș. Mare atenție! Concentrare maximă vreau din partea dumneavoastră. Să vedem dacă puteți să găsiți acest oraș. Știe cineva oare despre ce este vorba? Avem litera Ș, avem litera R, avem litera U, avem litera U de două ori, avem G-ul, avem Ș-ul. Pe ele trebuie să le așezați astfel încât să găsiți și acest oraș cunoscut. Poate că dumneavoastră vă gândeați tot la Satul Mare, nu-i așa? Vedeți că nu poate să fie Satul Mare, este celălalt oraș care conține exact literele care se află aici pe ecranul meu. Dragii mei, ia să vedem, folosiți-le corespunzător, puneți-le pe toate, pe o agendă, pe o foaie, pentru că apoi vă va fi mai ușor să le despărțiți și să vedeți. Primul cuvânt se termină în U și al doilea începe cu M. Este un oraș cunoscut de la noi din țară, așa cum au fost toate celelalte, dar nu este Satul Mare. Bine, dragii mei, în acest moment putem merge la un premiu mai mare de sâmbătă după amiază, 1000 de lei garantat. Am ajuns la 10 milioane de lei, dragii mei, imaginați-vă ce premiu puteți câștiga în acest moment doar cu acest oraș care nu este Satul Mare. Nu. Este orașul, haideți să ne uităm, U se termină în U, ce se mai termină în U și începe cu M. Dar mare atenție, neapărat să vă verificați răspunsul, să verificați dacă într-adevăr ați folosit literele de pe ecran. Pentru că vedeți, la Satul Mare, de exemplu, n-am folosit litera G, iar nici S-ul nu l-avem, noi avem Ș. Mare atenție la nuanțe, mare atenție la detalii, mare atenție la literele pe care eu le am acolo pe ecran. Pentru că trebuie să le folosiți pe toate cele 9 litere. Toate 9. Haideți să vedem cine le folosește astfel încât să poată obține și numele acestui oraș la fel de cunoscut. Un oraș mare, un oraș unde poate că chiar aveți rude, aveți bunici sau poate chiar dumneavoastră locuiți într-un astfel de oraș. Eu să știți că am fost în acest oraș și îl cunosc și haideți să vedem dacă și dumneavoastră îl știți. V-am spus că nu este Satul Mare. Dacă vă gândeați la Satul Mare, atunci trebuie să vă gândiți la celălalt oraș care să fie alcătuit doar din literele de pe ecran. Mare atenție! Haideți să vedem unde poziționăm noi
fiecare dintre aceste litere. Litera G, litera T, mai avem încă un U, mai avem un R, un I, un Ș. Pe unde? Unde credeți că le puteți introduce? La primul cuvânt, la al doilea, al doilea începe cu M. Primul încă nu știm cu ce literă începe, dar știm că se termină în litera U. Al doilea cuvânt știm că începe cu M, dar nu știm cum se termină. Dar măcar știm că deja am folosit M-ul și U, deci au mai rămas celelalte litere pe care dumneavoastră trebuie să le așezați în ordinea corectă. În ordinea corectă. Să vedem cine astăzi, sâmbătă după amiază, va fi câștigătorul celor 10 milioane de lei garantat, pentru că este vorba de 1000 de lei garantat în acest moment. Producția. Vă rog, dați-mi și prima literă. Prima literă a primului cuvânt, pentru că este foarte important să avem prima literă. Așa lucrurile vor fi mai simple. Haideți să vedem. Care este prima literă? Pentru că clar nu este satul mare, este... Haideți să vedem care să fie prima literă. Puteți? Se poate? Să avem prima... Oh! Ia uitați-vă ce a apărut! Litera T! Prima literă este litera T. Deci începe cu T și se termină în U. Vedeți acum de ce? E clar că nu putea să fie satul mare. Începe cu T și se termină în U. Iar celălalt doilea cuvânt începe cu M și este vorba despre T. Ia să vedem care este acel oraș. Locuiește cineva într-un oraș care începe cu T și al doilea cuvânt care începe cu M? Am pe cineva de acolo, din acea zonă, pentru că m-am bucurat tare mult că ați văzut o doamnă mai de dinainte, a câștigat chiar cu orașul dumneai. Ei bine, și dumneavoastră puteți astăzi să câștigați cu orașul dumneavoastră. Dacă credeți că este acela, dacă ați folosit literele de pe ecranul meu, le-ați folosit pe toate, atunci nu mai stați nici măcar o secundă pe gânduri. Înseamnă că este momentul să-mi dați un semn la 1-2-0. Înseamnă că este momentul să fiți dumneavoastră cel de-al treilea câștigător. Vreau să fiți atenți, vreau să folosiți toate aceste litere, să nu cumva să greșiți. Nu vreau să fie vreo greșeală sau vreo confuzie, mai ales acum, când este vorba de 1000 de lei. 10 milioane de lei sunt gata pregătite să vină către dumneavoastră. Așa că, dragii mei, nu vreau să existe nicio îndoială. Literele sunt aici, în fața dumneavoastră. Haideți să le așezăm în ordinea corespunzătoare. Să le așezăm astfel încât, dragii mei, în acest moment, premiul, mare, mare atenție, se dublează. Avem 2000 de lei în total. Mare, mare atenție, astăzi sunt premii foarte mari. Vorbim de 2000 de lei în total, adică aveți 1000 de lei garantat, doar rostind numele acestui oraș. Plus 1000 de lei premiul bonus, adică dacă îmi spuneți dumneavoastră 4 numere de la 1 la 16 și în dreptul lor se află cei 4 jokeri, atunci întreaga sumă de 20 de milioane de lei, 2000 de roni, vine către dumneavoastră. Ei, ce spuneți? Eu zic că merită. Am avut doi câștigători, dar nimeni n-a avut până acum un premiu fabulos ca acesta, un premiu de 2000 de lei. Concentrați-vă foarte bine. Verificați-vă răspunsul. Este foarte important să vă verificați răspunsul. Literele sunt în fața dumneavoastră absolut toate. Nu este vorba de ghicit, nu. Literele le aveți. Trebuie doar să le așezați corespunzător. Într-adevăr, ele se mișcă, se învârtă, patinează, este... Vreau să vă mai dau un indiciu. Fiecare dintre cuvinte are câte 5 litere. Adică primul cuvânt are 5 litere, al doilea are tot 5 litere. În total aveți 10 litere. Orașul nostru are 10 litere. Haideți să vedem. 5 litere dintre care, ia uite, a apărut pe ecran. Foarte, foarte bine. Acum știm exact cum să împărțim literele. Primul cuvânt are 5 litere și din care dumneavoastră aveți deja 2. Aveți T și se termină în U. Iar al doilea cuvânt are tot 5 litere, începe cu M și încă 4 litere.
Acum e acum. Acum e acum. Ia să vedem cu ce completăm mai departe. Acum lucrurile sunt clare. Nu poate să fie satul mare. Haideți să mai mărim premiul. Nu fie doar 2000 de lei. Haideți să fie 2500 de lei. 2500 de lei în acest moment, în total, pentru cine va reuși să rezolve acest joc mai dificil. Până acum n-a fost atât de dificil, au fost litere mai puține, au fost orașe dintr-un singur cuvânt, dar acum, într-adevăr, nu este chiar atât de simplu. Este vorba despre un oraș din două cuvinte. Primul începe cu T și se termină în U, al doilea începe cu M și dumneavoastră trebuie să-mi spuneți continuarea. Vedeți cum mai puteți să mai folosiți U-ul încă o dată, mai aveți încă un U, aveți doi de U, aveți un E, aveți un Ș, aveți un R de care puteți să vă folosiți, un U care nu l-ați folosit, un G care nu l-ați folosit. Practic eu v-am dat în acest moment trei litere, le-am poziționat la locul lor. Trei știm sigur unde sunt. E, unde se află celelalte șapte? Celelalte șapte trebuie să le așezați dumneavoastră la locul lor pentru a putea să-mi spuneți care este soluția corectă. Dar vă rog tare mult, primul care va găsi numele acestui oraș să nu stea nici măcar o secundă pe gânduri. Nu vreau să vă ia altcineva acest premiu. Gândiți-vă, este un premiu foarte mare, sunt 2500 de lei în acest moment pentru acest joc. Haideți să vedem cine este norocosul meu achiziționar de cupoane digitale care câștigă două produse și care va fi conectat la TV. Pentru că este foarte important să folosim toate aceste litere. Nu vă gândiți că trebuie să folosiți doar o singură o parte dintre ele, pentru că le aveți în fața dumneavoastră pe toate cele 10. Sunt 10 în total. Acum vedeți și cum se împart. Vedeți, statul mare avea 9 litere, noi avem 10. Primul cuvânt 5, al doilea cuvânt tot 5. Dar marele indiciu este că începe cu litera T. Litera T. Ce oraș începe din România cu litera T? Și este format din două cuvinte, așa cum este satul mare, așa cum este Cluj-Napoca, dar este vorba despre un alt oraș. Din două cuvinte. T, U, M. Nu poate să fie mare, pentru că, vedeți, mare este din 4 cuvinte. Orașul nostru este din 5. Al doilea cuvânt este tot din 5. 5 litere primul, 5 litere al doilea. Deci,